Bun găsit, prieteni, sunt Bogdan Cosmescu și vă invit la Pitești pentru meciul care deschide sezonul fotbalistic intern în 2022. Partida dintre FC Argeș și Dinamo, meci extrem de important. La ambii pole ai clasamentului, FC Argeș pare mare favorită în această dispută, se luptă pentru play-off. Dinamo are doar 5 rezerve. Sigur că am citit în presa de astăzi că Dinamo continuă să se întărească, aduce jucători de la CFR Cluj. Centaia din prima a lui Șerban, minge grea pentru Thomas Chesno, portarul venit de la Chiajna. El a apărat în 17 meciuri în campionatul precedent. Ultima partidă apărată în campionat pentru Chiajna a fost în aprilie, în toamnă însă a pierdut locul de titular, n-a mai jucat deloc. Interesantă execuție, un șut centrare care îl surprinde pe Chesno, respingă. Bine, mingea n-a fost loc ușoară. Nu respinge grozav. Dar ăsta este un semn de slăbiciune pe care piteștenii ar putea... Patriche, pasă! Steagul se ridică, golul lui Ivanovski, care declanșează entuziasmul în peluza lui suporterii namoviști. Este anulat. Opa! Nu sunt convins. E drept că unghiul nu e cel mai bun. Dar Tofan era acolo cam cu 2 metri în spatele. Pasă neinspirată a lui Șerban. Dumitrașcu nu este offside. Ivanovski! Poate cea mai importantă acțiune de până acum a meciului. Matei a pierdut momentul favorabil. Dinamo este însă mai periculoasă decât FC Argeș. Centrare care este cât pe ce să-l depășească pe Grab. Va fi corner. Sunt 35 de minute remarcabile făcute de Dinamo. Minute pe care se poate construi, reprezintă o fundație pentru acest proiect. Și spun asta indiferent de rezultatul cu care se va încheia acest meci. Sigur că ideal pentru Dinamo ar fi să obțină un rezultat bun, să ia primul punct sau primele puncte în deplasare. Nu știu dacă e cea mai bună idee. Mingea este respinsă, până la 20 de metri vine șutul direct pe Chesno. N-avea cum să greșească. Palici. A vrut el ceva, dar nu ești execuție. Prima pentru Ișfan. Dinamo are probleme acum în defensivă. Ișfan în fața porții este la un pas de autogol Eman. Cea mai mare ocazie pentru FC Argeș. Așa trebuie jucat, repede. Arias a reușit ceva surprinzător și s-a văzut imediat. Eman era obligat să intervină, altfel marca Șerban. Centrare, Turda, retrimite pe 10 metri și e gol! Gol înscris de Ișfan! Extraordinar, Ișfan punctează în minutul 51. Câtă frustrare trebuie să fie în tabăra lui Dinamo. Ișfan a dat gol și în meciul de cupă pe care FC Argeș l-a câștigat în deplasare cu Dinamo. Stoican clatină din cap, așa este. Gol încasat la o fază fixă, n-ar trebui să se întâmple asta. Ișfan face pe 31 ianuarie 22 de ani. Este al doilea gol al său în campionat, a înscris golul victoriei cu 1-0 de pe teren propriu cu FCU Craiova. Turda cu asist. Patriche are și el partea lui de vină și Matei. Ișfan a reușit ceva absolut deosebit, să preia și să se întoarcă dintre doi adversari. Golul este excelent marcat de Ișfan. Ce dezamăgire pentru Dinamo.
pozitiv spre minus. Un jucător bun, dar care a avut multe accidentări. Golul este anulat. Fault, protestează vehement aici Cosmin Matei. Cred că semnalizarea a fost a tușierului. Să așteptăm reluarea. Stoican este și el nemulțumit. E ceva. Totuși, cam ușor, probabil. Nu știu, de discutat, se va analiza această fază. No, acum pe această reluare sunt aproape sigur că a fost o greșeală importantă de arbitraj. Nu poți să dai fault la așa ceva, totuși. Nu poți dai fault la așa ceva. Dinamo privată, după părerea mea, de un gol. João Miguel, de fapt, nu apreciază cum trebuie traiectoria, sare pe sub minge. După părerea mea, golul lui Matei trebuia validat. Progreseze. O minge trimisă în adâncime, Patrice, penalti, nu cred. Decizia mi se pare de o bizarerie totală. Patrice ia cartonaș galben, Dumitru cade, pretinde că a fost o vilă la gât. La prima vedere n-am observat nimic neregulamentar, dar poate că mă înșel eu. Să așteptăm reluarea. Este doar al doilea penalti pe care îl dictează Bursan în acest sezon de Liga 1 și primul pe care îl primește FC Argeș. Și e ceva acolo. E ceva, sigur că e diferență mare de talie. Patrice nu vrea neapărat să lovească, ci încearcă să protejeze balonul mai scund. Cristi Dumitru intră cu gâtul, cu pieptul în cotul lui Patrice. Credeam ar fi foarte greu să mai revină. Șerban înscrie și Dinamo are de urcat un munte pentru a obține ceva din acest meci. 2-0. Șerban reușește să puncteze. Nedrept, fotbalul este nedrept. Și vedem asta și în seara aceasta. Rezultatul este total mincinos. Execuție impecabilă a lui Ionuț Șerban, fotbalist care debuta în Liga 1 cu ani în urmă pentru Viitorul. Bordușanu, central lui Bordușanu, Ivanovski se întoarce și dă gol. 1-2, Dinamo înscrie minutul 86. Prima reușită din acțiunea lui Mirko Ivanovski. Mai dă speranțe lui Dinamo. Foarte bine, Ivanovski foarte slab în schimb în acea zonă Turda. Atât de lăudatul stoper comparat cu Belodedic la un moment dat. E o blasfemie aproape această comparație. Se lasă eliminat extraordinar de ușor de un adversar care totuși nu strălucește prin viteză.